Cel mai mare deficit de carne pe care îl are România, îl are la carnea de porc. Nu se poate îndrepta acest lucru decât prin astfel de investitori. Și sunt 25 de centre în acest moment în execuție și vom produce în jur de 1,2 milioane de purceluși. Aceste investiții vin să acopere necesarul de purcei pentru fermele de îngrășare. Mai mult de atât, venim în sprijinul fermierilor pentru că un purcel din import este 125 de euro, produs în România este 60 de euro. Am vorbit cu domnul prim-ministru și a fost de acord ca începând de septembrie să lansăm un nou program de 90.000 de locuri de scroafe în reproducție, dar integrat și cu creștere. Practic, prin aceste proiecte vom asigura necesarul de 8,7 milioane de porci în România. Cred că nu putem rezista fără o astfel de abordare. Mă bucur că domnul Barbu, nici într-un an de zile, a găsit cele mai bune soluții, după cum vedeți, pe fiecare nișă în parte, atât de la maternități până la procesare.